sincer, nu mi-e bine de când cu războiul ăsta. Pentru asta nu dormi tu noaptea? Păi, cum să dorm eu când acei oameni au unde dormi? Iartă-mă, mă numesc Dea, iar el este Greg, soțul meu. Ce drăguță e! Noi am venit aici ca să luăm pe cineva cu noi, să-l ajutăm. Greg, știi ceva? Dacă mă iubești, vei fi de acord cu acest sacrificiu. De fapt, nici nu e sacrificiu, e o binefacere. Suntem oameni, ce naiba? Băi, pămpălică, nu așa se trăiește într-o căsnicie. Bagă la cap! Nu-ți place ce vezi, Greg? Ba da, îmi place, dar, mă repet, nu este bine ceea ce face. Pe mine mă încântă foarte mult. Și când te gândești că eu n-am fost de acord cu ea să o luăm, acum chiar este tot ce ne trebuie. Binele și răul sunt două valori necesare ca fundament al judecății noastre. Ele ne ajută să distingem lucrurile unul de altul și să evoluăm. Binele este mai greu realizabil, în timp ce răul este la îndemâna oricui și mult mai accesibil. Să fii empatic, să fii milos și darnic cu aproapele tău sunt doar câteva din exponentele unui caracter dominat de bine. Pe când la antipod întâlnim indiferența față de semeni, egoismul și josnicia, într-un cuvânt, răul. Pentru episodul de astăzi v-am pregătit o poveste care vă va intriga prin felul în care unii oameni, care se consideră a fi oameni, apelează la tertipuri de netolerat pentru niște avantaje materiale și financiare. Dea și Grig sunt doi tineri căsătoriți cu o familie împlinită. Au o fetiță, Laura, care a consolidat și mai mult căsnicia celor doi soți. Prin muncă, dar și privilegiați de soartă mai mult ca alții, Dea și Grig se bucură de confortul unei vieți îmbelșugate. Trăiesc într-o casă frumoasă, lucrează la o firmă mare unde dețin posturi importante și foarte bine remunerate. Odată creată imaginea de ansamblu a vieții lor, nu mai rămâne decât să-i cunoașteți pe Grig și Dea îndeaproape, însoțindu-i încă din zorii unei zile care se anunță a fi la fel ca oricare alta. Tati, trebuie să mergem la grădină, da? Ce la grădină? Nu? De ce mă, tati, că uite, tati promite că dacă tu mergi la grădină astăzi, îți ia tati bombonele, îți ia tati jucării, da? Vezi să-ți iau bombonele de la roșii cum ți-am dat data trecută? Hm? Zi-mă, tati. Îți ia tati? Da? Și așa mergem la grădină și când vin să te iau, da? Oprim unde vrei tu și ți-a tati ce vrei tu. Da? Da, tati. Hai. Bună dimineața, iubire, ce faci? Dimineața. N-ai îmbrăcat-o încă. Gata, gata, terminat. Dar ce e cu tine de ești așa răvășită? Ce ai pățit? Nu prea am dormit. De ce? Ce ai făcut? M-am făit toată noaptea, nu știu ce e cu mine. De ce, mă? Ce ai pățit? Ce ai făcut? Lasă, aș vrea să vorbim, dar mai încolo. Îmbracă fata. Da, eu am terminat aproape fata, o lăsăm 10 minute la desene, te lasă tati 10 minute la desene? Da? Cât vorbește tati cu mami? Da? Vezi că cafea e gata, poți să te duci în bucătărie, eu las pe fata la desene și vin. Bine, și te aștept. Da? Te pupă, mama. Okay. Am o viață perfectă alături de soțul meu și de fetița noastră, Laura. Hai te pune tati la desene, da? 10 minute. Și după aia plecăm la grădini. Da, tati? O, mașica, de astea tati drum la desene. Felul în care arată Dea cu expresia feței posomorâtă și tonul cu care îl invită pe soțul ei la o discuție urgentă nu pare să anunțe ceva bun. Oare ce să se fi întâmplat? Ia zi, draga mea, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Nu știu, sincer, nu mi-e bine de când cu războiul ăsta. Pentru asta nu dormi tu noaptea? Păi, cum să dorm eu când acei oameni au unde dormi? Te-mă tu liniștită că noi nu avem ce să pățim. Oamenii sunt acolo, tu e Ucraina, ce treabă avem noi cu ei? Da, dar dacă eram noi în locul lor,
Uite că nu suntem, ne suntem sub umbrela NATO și noi suntem foarte bine, gândește-te la noi. Soția mea cred că nu are probleme și încearcă să și le facă. Ce treabă avem noi cu războiul? Mă îngrijorează situația din Ucraina, pentru că e foarte aproape de noi. Da, dar acei oameni fug din fața tancurilor, a bombelor. Nu știu, nu mă pot concentra pe nimic altceva decât cu astea. Și tu crezi că dacă te obosești în halul ăsta, rezolvi ceva? Crezi că duce la ceva? Sincer, aș face orice ca să-i pot ajuta. Uite, cred că o să mă duc la biserică să le depun un acatist. Foarte bine, du-te și pune-l. Dacă asta te face să te simți mai bine, poți să te duci. Dar nu să te obosești în halul ăsta să arăți așa. Da, stai așa. Hainele noastre, cele pe care nu le purtăm, da, hai să le strângem și să le ducem refugiaților. Hai, te rog eu frumos. Păi ne-ai spus că le ducem la țară, la... E, lasă-i pe bețivii ăia. Refugiații au nevoie mai mare. Te rog. Că asta te face pe tine mult mai bine și mult mai fericită, n-am nimic împotrivă. De seara când mă întorc de la muncă, strângem tot și facem. Mulțumesc frumos, iubitule. Chiar mă bucur că mă înțelegi. Pentru liniștea din casă am să fac pe plac soției. Cu toate că nu-mi convine. Dacă asta te face pe tine fericită, asta o să facem. Dar eu acum trebuie să plec, trebuie să duc copilul la grădiniță, da? Bine. Ok, hai, ai grijă. Ai grijă și tu. Ei, la asta nu ne-am fi așteptat. Suferința celor din Ucraina o întristează profund pe Dea și singura ei alinare este aceea de a ajuta pe refugiați, gest demn de admirat. Așa că, odată luată hotărârea de comun acord cu Grig, în ziua următoare, cei doi, încărcați cu haine și alimente pentru refugiați, ajung la firma unde ei își desfășoară activitatea. Ăștia au în cap numai prostii. Nu se gândesc la nimic bun. Sunt ca niște copii. N-au ce mânca, n-au unde să stea și ei atâția copii care... Nu știu. Zice-mi ei acasă de ea. Mai aș vrea, sincer. Știi care, ce mă doare pe mine cel mai tare? E că m-a scos real. Da. Și aveau cotă 1,20. Tu îți dai seama? Adevărat. Și eu ar fi trebuit să câștig 120 de milioane. Ar fi trebuit, nu câștigai tu banii ăștia niciodată. Da. Îl bați tu sau îl bat eu? În pauză amândoi. Păi la cum știi să dai cu piciorul minge, nu știu cum ai avut noroc. Haide, tu lăsați vrăjeala. Tu poți să pariezi? Foarte trist, dacă gândiți numai astfel. Păi și ce vrei de aia să facem? Ia una de acolo, dă-n refugiat în aia, dă, uite, ție acasă, uite, ține de caldul Grig la noi. Vine iarna acum. Ma, da, mă, mulțumesc, altă treabă nu avem de făcut. Păi ce are, mă? Trebuie să mai iau una de refugiat. Măi, sincer, să știi. Nu-i așa? Cu o idee minunată. Aoleu. Adică voi aveți o relație așa de este și voi aveți o relație așa deschisă, adică chiar vă... Da? Da, da. Îți dă voi? Da. Sincer, mi-aș dori ca și voi să fiți la fel de deschiși ca și mine. Păi vorbește cu nevastă mea, nu cu mine. Grig e cu totul sub papuc. N-are curaj să comenteze în fața de ei. Te-ar trebui să mă supăr, însă gluma chiar a fost bună. Poate chiar ar fi cazul să luăm acasă un refugiat. Bă, Grig, în situația asta eu nu te văd bine. Nu-i așa? Așa ziceam și eu. Dar știi, ideea dacă tot e o familie de-asta de refugiați, ia și tu ceva... Cine să iau o familie? Nu iau pe nimeni. N-am nevoie de așa ceva. Suntem foarte bine așa cum suntem noi. Grig, vorbim acasă, lasă.
sigur. Grig, ascunde tigăile. Noi s-a scos tigăile, se schimb și pielele la ușă. Că... La tine invers, dacă nu aduci, ți-o-i. Așa e. Nasol. Treaba voastră. Din discuțiile ironice ale colegilor lui Grig, Deie i-a încolțit ideea de a găzdui un refugiat. În aceea zi, seara, când Grig se delecta citind o carte, se trezește că este provocat din nou la o discuție de către soția lui. Ce faci? Sar coarda. Citești ce pot să fac. Văd și eu că citești. Dar uite care treabă, voiam și eu să vorbim. Sper să nu încep iarăși cu războiul și cu ucrainienii și cu rușii și cu cine vrei tu. Te rog. Grig, te rog, abia voiam să discutăm despre asta. Eu nu mai pot amâna discuția asta. Trebuie să vorbesc cu Grig și să-l conving să facă fix ce vreau eu. Spune, te rog. Te ascult. Uite, eu chiar îmi doresc să... Aducem pe cineva la noi în casă, o doamnă, o domnișoară, un copil, chiar nu contează. Sunt foarte încântată de ideea de a ajuta pe cineva. Mă, iubita, mi-ai căzut în duș? Ce ai pățit? Eu chiar m-am relaxat. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu sunt de acord, punct. Păi de ce? Ce înseamnă să bag un străin în casa noastră, în căminul nostru, în familia noastră? Păi de ce nu ești? Tu nu erai așa. Nu sunt de acord să-mi perturbeze altcineva liniștea. Dar, Grig, sunt semenii noștri. Eu te cred să-i ajute NATO, MATO, cine vrea, dar eu nu am de ce. Tocmai de asta sunt atâția oameni necăjiți pe lumea asta, că sunt oameni care gândesc ca tine. El să-i ajute altul, să-i ajute nu știu cine. Mă, nu vreau să înțelegi greșe, nu că nu empatizez sau nu mă uit și eu și nu sufăr, dar prefer pe primul plan să pun familia mea. Păi și ce ar conta? Pe tine, copilul, noi... Pentru ce să bag pe altcineva la mine în casă, pur și simplu așa, ca să-l ajut. Dacă aduc un hoț, dacă aduc un tâlhar, dacă aduc un om care... Avem copil. Dar poate o să aduci un om, o să ne mărească familia, o să fie un om atât de blând și bun și un ajutor. Dar n-am de ce să măresc familia. Mă mulțumesc cu ce am. Sincer îți spun. Pentru ce ne creăm noi atâtea probleme, ne și certăm, pe această temă? Sincer? Pe ăsta nu-l înmoaie nimic. O să-mi fie mai greu decât mi-am imaginat ca să-l conving să facă ce vreau eu. Eu nu sunt egoist, sunt realist. E o mare diferență. Grig, dar noi avem o familie frumoasă. Suntem așa de bogați, adică sufletește. Empatizează cu mine, te rog. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că avem tot ce ne dorim și chiar vreau să mai bag pe altcineva în familia mea. Punct. Păi tu nu știi că dacă tu dăruiești, Dumnezeu îți dă înzecit? Eu te cred. Putem să mergem să facem altfel, să donăm, să... Dar nu bag pe absolut nimeni la mine în cămin. Punct. Ne. Să nu te mai aud. Deci nu vreau. Eu chiar nu vreau să mă cer cu tine. Uite care e faza. Dacă mă iubești, vei accepta. Poftim? Da. Asta nu are legătură cu dragostea pe care eu ți-o port. E, nu. Asta înseamnă să băgăm un străin? Asta îți dovedește ție că te iubesc, că îți bag un străin în casă? Grig, mi se pare că... Sau o familie, sau cu copii, dacă vin cu cățel, cu purcel, cu toată lumea. Tu nu mă înțelegi pe mine! Mi se pare că nu mai ești omul din trecut. Ce e cu tine? Păi ce ți se pare că am făcut atâta timp cât nu accept să bag un străin la noi în casă? Ce se pare că fac greșit? Dar acel străin... Te jignesc! Ce-ți fac? Da, mă simt jignită pentru că nu mă înțelegi. Acel străin poate deveni un membru a familiei. Pe care eu nu-l vreau. Nu-l vrei, dar... Trebuie să cădem de comun acord împreună, că de asta suntem o familie amândoi. Așa ce să fac? Nu am pentru ce să băga pe altcineva în familia noastră. Aruncă cu vorbe aiurea. Eu mă gândesc doar la familia mea și atât. Îl las eu pe Grig acum să se calmeze. Dar am eu metodele mele ca să-l fac să se răzgândească. Grig, știi ceva? Dacă mă iubești, vei fi de acord cu acest sacrificiu. De fapt, nici nu e sacrificiu, e o binefacere. Suntem oameni, ce naiba? Băi, iubita mea, în ce direcție duci toată convorbirea noastră? Ei. Toată discuția noastră? O dai în extrema cealaltă, mă șantajezi emoțional? Că nu mai înțeleg. Nici de cum! Știi foarte bine cum ai luat. Așa cum mă înțelege la început, poți și acum să fii de acord cu mine. Oricum, nici nu știu ce să-ți mai spun. Ne certăm aiurea pe un subiect pe care nu ne deranjează pe niciunul. Ne certăm fiindcă așa vrei tu.
Eu chiar nu am chef de ceartă. Sunt foarte relaxată, după cum vezi. Foarte relaxată? Cu atitudinea pe care o ai? Să mă cert pentru ce? Pentru un intrus care îl bag în familia mea? Nu, te cerți pentru că nu vrei să mă înțelegi. Nu vrei să înțelegi că simt și eu ceva uman. Ok, hotărârea este luată. Mă duc și dau un pic. Șantajul emoțional al Deei nu l-a înduplecat pe Grig să fie de acord cu propunerea de a accepta un intrus în casă și în familia lui. Și, din păcate, singura variantă de a încheia discuția fără să se iște un scandal a fost ca Grig să părăsească dormitorul. Dar va avea el ultimul cuvânt sau, ca de obicei, totul trebuie să se întâmple după bunul plac al Deei? Haide, mă, nu mai trage de mine, mă. Hai, iubitule, o să vezi ce bine te simți după ce ai ajuns niște oameni. Nu mă simt deloc bine. Trebuie să fim doar noi și familia noastră. Atât. Te rog, termină cu figurile astea. Nu mă impresionez cu așa ceva. Dacă am stabilit că vom lua pe cineva acasă, vom lua pe cineva acasă. Hai. Te rog. Poate este împotriva voinței mele ceea ce fac, dar o fac strict pentru tine. Grig, ca să știi. Nu sunt singur aici. Am venit cu tine. Înseamnă că am căzut de comun acord să luăm pe cineva acasă. Hai. Tu ai hotărât, nu eu. Eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Eu îmi doresc să fim noi și copiii noștri. Atât. Nu-i convine nimic. Acum. Însă sunt sigură că pe viitor se vor schimba lucrurile. Așa s-a întâmplat mereu. Te rog. Am fost liniștită, am fost calmă până acum. Dar fă și mie plăcerea asta, te rog frumos. Eu înțeleg. Pentru asta am și venit cu tine. Este strict plăcerea pe care s-o fac ție. Nu este dorința pe care o vreau eu. Aș fi dorit să-mi respect și mie deciziile. Dar pentru că te iubesc foarte mult, de-am și acceptat să vin cu tine. Și te apreciez pentru asta. Crede-mă că îți va plăcea. O să fie totul bine. Să sperăm. Soția mea, sper să nu întindă coarda și să mă asculte și pe mine înainte să bage pe cineva în casă. Am să aleg primul om care mi iese în cale și care mi-acceptă propunerea, bineînțeles. Nu vreau să aleg eu. Presat de insistențele soției lui, Grig se vede obligat să accepte un străin în familia lui. Dar oare cine va fi persoana care va avea norocul să locuiască în casa celor doi soți? Hello! What's your name? Bună ziua! Mă numesc Rodica Iaroslava. Vorbești românește? Da, puțin... Făcuși liceul în Iași și așa am învățat o leacă. Ce drăguță e! Noi am venit aici ca să luăm pe cineva cu noi, să-l ajutăm. Iartă-mă, mă numesc Dea, iar el este Grig, soțul meu. Îmi pare bine. Și sunteți nouă. Foarte frumoși împreună. Mulțumim și tu ești foarte minunată. Chiar ne pare rău pentru ceea ce se întâmplă. Tu... Părinții tăi, ai copii? Mama a rămas în Ucraina, e invalidă și o mătușă a stat cu ea că ele vor să moară acolo, nu aveau rost să vină cu mine aici, dar eu sper că ne vom revedea cu bine, sănătoși. Și singur într-o țară străină? Păi, eu stau aici și aștept să văd, poate mă primește și pe mine careva, cineva. Dar e ok, mai bine aici. Uite, am o idee. Noi am venit aici pentru că ne dorim să ne ajutăm semenii. Suntem solidari cu voi. Se pare că Dumnezeu mă iubește de mi-a scos în cale acești oameni minunați. Sunt exact ce-mi trebuie. Sunteți foarte drăguțe, sună foarte bine ce spuneți, doar că... Eu nu aș avea bani să vă plătesc sau ce să vă dau. Nu e vorba de bani. Noi ne dorim doar să te ajutăm și atât. Aș putea totuși, dacă e, nu știu, să vă ajut cu curățenia prin casă, să gătesc, mămica de mică m-a învățat să gătesc. Doar dacă îți face plăcere. Da, vă dați seama, mai bine să stau într-o casă călduroasă decât aici în frig. Grig, ești de acord să luăm cu noi? Oricum, părerea mea nu contează. Fă ce vrei. Uite, de acum o să vin familia noastră. Mulțumesc! Și eu mulțumesc tare mult. Sunt foarte recunoscătoare pentru... Nu mai ești singură, crede-mă. Mulțumesc!
cel mai mare drag. E cam riscant să iau pe Rodica, că da, e foarte frumoasă. Dar am încredere în soțul meu. Tot ce-mi doresc acum e să aibă și eu o casă drăguță, că nu-mi doresc să stau în orice cocină. Cocină? Destul de arogantă această tânără Rodica. Vei rămâne surprinsă să afli, tânără domnișoară, că locul în care ai fost invitată să locuiești este o vilă impunătoare care îți va oferi confortul la care nici măcar nu te aștepți. Hai, Rodica, uite, ăsta e dormitorul tău. Da, e foarte frumos. E foarte frumos, sunt foarte fericită. Ce părere ai? Cum te simți? Îmi place! Pe oamenii ăștia trebuie să câștig ușor, iar după ce-i câștig, să profit la maxim. Îmi place mult. Mă simt foarte norocoasă că am dat peste voi și voi, vă voi fi recunoscătoare toată viața mea. Stai tu liniștită, nu vorbi așa, chiar mă simt prost. Dar nu ai de ce, eu mă simt prost să vin în casa voastră, nici nu mă cunoașteți. Dar ne vom cunoaște. Da, categoric ne vom cunoaște. Vă dați seama că mi-este mult mai bine să stau și eu într-o casă, la căldură, decât afară în frig. Te cred. Și mi-a fost destul de greu să plec din Ucraina. Visul meu s-a împlinit și mă bucur că pot face un bine pentru un om din Ucraina. Soția mea vorbește de parcă am hotărât împreună lucrul acesta, cu toate că eu am fost împotrivă. Ce să vă zic, cum aș putea să mă fac utilă? Aici, în casa asta mare, pot să fac curățenie, să fac de mâncare, știu să fac mâncare foarte bună, tradițională, ucraniene. Stai liniștită, faci ce-ți dorești. Asta e ce mai important. Da, eu nu știu cum să faci vreo treabă, fără bineînțeles. Dar de ce nu? Puneți-mă la treabă, așa trebuie. Nu, Rodica. Rodica se simte nevoită să ne recompenseze pentru ce am făcut pentru ea. Însă, noi nu ne dorim asta. Îmi place casa, îmi plac și ei. Cred că o să stau o perioadă lungă de timp aici. Eu chiar mi-aș dori, uite, pe viitor, poate te angajezi la un loc dorit sau poate vei începe o facultate pe care ți-o dorești. Da, voiam să mă duc la facultate în Ucraina, dar nu s-a putut. Am fost nevoit să plec, să fug de bombe și cam asta e situația, dar vedem cine va rezerva viitorul. Simt că Grig are multe de oferit, iar Deia ar face orice pentru mine. Rodica, fă-te lejeră, acomodează-te, iar până atunci eu și Grig o să mergem să pregătim masa și te așteptăm. Da, mulțumesc, o să cobor și eu cât de repede posibil să vă ajut la masă. Stai liniștită. Mulțumesc. Rodica s-a acomodat repede cu noul stil de viață și se bucură de atenția și ospitalitatea de ei, dar și a lui Grig, care până la urmă s-a obișnuit cu prezența tinerei ucrainience. Dar cum veștile circulă repede, a aflat și mama lui Grig de găzduirea Rodicai și tare suntem curioși să aflăm ce părere are dânsa despre acest aspect. Măi, Grigoraș, mama, ia spune-mi și mie, ce ești tu în casa asta, mama? Ce să fiu, mamă? Bărbat? Ce să fiu? Bărbat? Mm-hmm. Nu se vede. Nu se vede. Cum poți să accepți tu așa ceva să vină cineva la tine în casă? Să bași pe cineva la tine în casă? Măi, mamă, de așa dori foarte să locuiască cu voi. Dacă de așa dori foarte mult să ajute, mamă, ce puteam să-i fac? Păi dacă de aș dorește luna după cer și spune să-i aduci luna după cer, tu i aduci luna după cer. Când am auzit ce au făcut copiii ăștia, mi-a căzut cerul în cap. Cum să aduci tu în vremurile astea pe cineva în casă? În momentul ăsta nu vreau să mai văd pe mama. Îmi doresc liniște și nu tensiune. Da. Dacă zice să te arunci de la etajul 10 pentru ea, tu te arunci pentru ea. Tu faci totul pentru ea. Cum e, mamă? Ce vrei să insinuezi? De-aia ce face pentru tine, te întreb. Cum ce face ea pentru tine? Mă iubește. Te iubește? Asta e iubire? Da. Asta e iubire. Când ea ia decizia singură, ea e iubire. Te iubește de nu mai poate. Mamă, ea este o fată... Cum să-ți spun nu eu? Nu te iubește. Asta nu e iubire. Asta nu e iubire, mamă. Asta nu e iubire. Nu așa se face o iubire. Nu așa se înțelege o iubire. Nu așa se trăiește într-o căsnicie. Să ia decizii numai unul. Și celălalt să execute. Nu.
se pare că am făcut greșit. Decizia se ia pentru amândoi. Trebuia să-ți impui punctul de vedere. Ești bărbat, zici că ești bărbat în casă. Ce bărbat ești tu? Măi, mamă, dar ce a făcut? Cum, ce a făcut, dragă? M-a înșelat, a plecat cu altul, nu are ce bani. Numai așa vezi tu situația, că te înșeală nevasta? Ce ți se pare dar că a făcut tu decizii greșit? În casa asta știi să iei? Te-am ai luat vreo decizie? Cum să nu? Ce decizie ai luat tu? Noi vreau să vă știu. Ea ce a făcut ea pentru tine dacă te-a iubit? A făcut ceva pentru tine? Nu, mi-a făcut un copil, întreține casa, are un job. Ne înțelegem de minune amândoi. Băi, pămpălică, nu așa se trăiește într-o căsnicie. Bagă la cap. Mama mă acuză că nu sunt bărbat. Dar nu așa m-a educat ea? Poftim, mama, opera ta. Dacă Grigoraș nu ia atitudine, o să aibă viață grea și o să îndure multe. Lui Grig nu vede cu ochi bun felul în care fiul ei se lasă condus de soție fără să-și impună punctul de vedere, mai ales în situația de față, în care o străină a ajuns să trăiască în casa lui și alături de familia lui. Dar Grigoraș nu pare să fie afectat de observațiile mamei lui, așa că își vede în continuare de viață relaxat și liniștit. Grig, dragule, hai că mă duc și eu la muncă. Hai, te pup! Te pup. Ai grijă de tine. Și tu, Rodica, hai. La revedere. Te pup, ai grijă. O zi bună și spor la muncă. Mulțumesc frumos. Abia aștept să gust de mâncarea ta minunată. Sigur, imediat o să, până de diseară e totul gata. Sunt convinsă. Pa, pa, pup. Pa, 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 pa. Fata asta e mană cerească la casa omului. De când am adus-o, nu mă lasă să fac nimic. Face ea totul. Inclusiv cumpărăturile. Nu mă deranjează să fac menaj și de mâncare. Până la urmă le făceam și pentru mine dacă locuiam singură. Dar sunt sigură că într-o zi voi fi răsplătită pentru toate astea. Ce caldă e! Rodica, dar ce faci? E foarte cald în casă. M-am încălzit toată. Și așa? Mhm. Da. Fata asta apasă pe pedală din ce în ce mai tare. Și nu știu cât o să mai rezist. Nu mai am răbdare să aștept să mă abordeze Grig. Îl iau eu direct, că nu are cum să dea înapoi. Ce încerci să faci, că nu înțeleg? Nu-ți place cum fac curat? Ba da, dar... Așa? Păi cum altfel? Vrei să mă vezi tu? Nu, dar... Hai, Grig, nu te mai preface. Adică ce vrei să insinuezi? Nu ești tu atras de mine acolo un pic așa? Nu, ce treabă am eu cu tine? Nu ai nicio treabă momentan. Momentan? Am văzut cum mă privești. Cum te privesc? Cu niște ochi mari și frumoși. Ce zici? Nu prea cred. Stai. Nu cred că e bine ceea ce facem. De ce nu e bine? M-aș bucura măcar pe tine să te răsplătesc dacă pe soția ta nu aș avea cum. Da, dar eu îmi iubesc soția și nu e bine ceea ce facem. Poți să o iubești periculos. În continuare? Foarte periculos. Iubești în continuare? Dar ți-am spus. Hai, știu că vrei. Nu vreau. Rodica, nu. Citează, nu e bine ce facem. Hai să mergem în dormitor. Suntem doar noi. Doi. Hai, ți-e teamă? Ți-e frică? Până la urmă, n-am de ce să mă simt vinovat. De-aia a băgat-o în casă. Nu-ți place ce vezi, Grig? Ba da, îmi place, dar, mă repet, nu este bine ceea ce facem. Pe mine mă încântă foarte mult. Da, dar este foarte periculos ceea ce facem. Ești chiar un bărbat puternic. Care are și el nevoie de puțin suspans. Puțin aventură. Ai, Grig, de ea nu e acasă. Ce te oprește? Nu mai fi fricos. Dar nu este vorba de frică aici. Dar de ce? E vorba că nu este bine că stăm la aceeași casă. Păi dacă tu ești atras de mine, eu sunt atrasă de tine, atunci să mergem la pasul următor.
Nu mă interesează dacă e bine sau nu ceea ce facem. Eu am un scop și vreau să mi-l ating. Hai, Grig, lasă-mă să am grijă de tine. Să vezi cum trebuie să fie tratat un bărbat adevărat. Haide. Nu este bine ceea ce facem. Ai încredere în mine. Hai. Măcar să încuiem ușa. O închidem, cum să nu. Din păcate, Grig a cedat în fața Rodicăi, care a știut cum să-și exploateze farmecele și frumusețea. Dar nu e bine ce faci, Grig. Nu e bine deloc. Băi, te-a apucat gelozia pe bune. Ce ai? Tu ai adus-o în casă. Nu i-am adus-o, nu eu singură. De aia n-o forța. Tu ai adus-o, tu ai hotărât și numele tău și numele meu. Te-a luat ceva și a fugit? Era bine așa, dar uite că e că o să ia inima lui bărbatul meu. Ești căsătorit? Pe mine o să mă lași, că doar nu o să-ți lasă soția niciodată pentru mine? Niciodată n-am să te lăs, promit că n-am să te las niciodată să mai pleci din casa asta. Grig, sunt terminată. Hai să nu exagerăm, iubita. Ce se poate întâmpla? O să mor. Am cancer. Rodica, în clipul asta, pleacă din casa mea! Ia-ți bagajul și du-te, cară-te! Potolește, de ce o dai afară, că nu are nicio vină? Stai cu minte! Nu pune mâna pe mine după ce-i băiat din sopa asta! Dea se bucură tot mai mult de ajutorul Rodicăi, care se ocupă de menaj, se dovedește a fi și o gospodină foarte bună, dar și o prezență agreabilă. Doar că, deși aparențele înșeală, Dea începe să vadă dincolo de ele. Ce mâncare gustoasă ai făcut, Rodica! Mulțumesc, așa m-a învățat mamuca acasă. Foarte bună este. De mult am mâncat așa mâncare bună. Rodi, vrei pâine? Uite aici. Deci tu? Mi-am luat. Grig e schimbat și nu-mi convine asta. Nu-mi convine deloc. A început să-i fie frică. Asta înseamnă că a mirosit ceva. Sau fraierul ăsta s-a dat de gol. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată că m-a salvat. Sunteți niște oameni minunati. Și nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu dădeam de voi. Stai tu liniștită, că a fost plăcerea noastră și chiar mă simt prost când ne mulțumești de atâtea ori. O să vă mulțumesc toată viața. Și când te gândești că eu n-am fost de acord cu ea să o luăm, uh-huh. Acum chiar este tot ce ne trebuia. Rodica, dar ție nu ți-e frig? Nu. Nu, e destul de cald în casă. Plus că la mine în Ucraina era mult mai frig și... Tot hai, așa. Te rog, nu vreau să recești la noi în casă. M-aș simți chiar oribil. Stați liniștită. V-am spus, la mine în Ucraina, acasă la mine, la mamuca, era mult mai frig. Și tot așa stăteam îmbrăcată. Dar insist, Rodica. Hai, n-ai și tu o haină mai normală așa, mai lungă, să zic. Draga nu mea, prea... de ce n-ai? Crede, mănâncă tu. Hai, te rog eu. Nu, o să mă simt, crede-mă, foarte nasol dacă tu te îmbolnăvești la mine în casă. Ești la mine în casă și trebuie să urmezi niște reguli. Vă înțeleg, dar eu nu prea am alte haine, adică lasă că hainele stau mele eu. Sunt așa. Vezi că am pe pat, am ceva mai lung. O să vezi la mine în dormitor. Draga mea, lasă-o să mănânce și după aceea. Lasă că mănâncă pe urmă, să se îmbrace. Vrei să răcească? Bine, bine, mă duc. Cred că e timpul să pun limite în casa asta. Și asta trebuie să înceapă de acum. Acum s-a trezit gelozia mea. Până acum ce a făcut? A fost indiferentă. Doamne ferește, ce te-a apucat să ridici acum de la masă în toiul? Dar ce are, Grig? Ce are? Ți se pare normal cum e îmbrăcată? Mâncam, femeia. Trebuia să mâncăm, să ne savurăm masa și după aia puteai să o iei separat și să-i spui nu de față cu mine. Dar mâncarea mea nu-ți mai place, nu? Doamne, te-a apucat gelozia. Dar ce zic, ce am zis? Am lăudat-o cum ai lăudat-o și tu, că tu ai început prima. Și mi s-a părut frumos și respectos să o laud și eu. De la femeie la femeie e altceva. Dar ce ți se pare că am făcut? Ia zi, Greg, tu când mai treci pe la birou?
Că mult stai tu acasă, așa, muncim online. Cum vine asta? Păi da, pentru că mă simt mult mai relaxat și pot să-mi continui jobul de acasă. A, adică eu o să am ședințe față în față și tu cum le ai pe ale tale? Eu le am online. Uite că nu te cred. Ia mai treci tu pe la birou, că chiar mi s-a făcut dor de tine. Uite că nu vreau să trec, că sunt mult mai relaxat de când stau acasă și fac mult mai bine. De când e Rodica? Nu, nu, de când sunt acasă. De când e Rodica? O să vii și tu să stai acasă, să faci, să lucrezi cu mine. Da? Da, de ce nu poți? Pentru că ceva nu o să meargă dacă o să stau eu acasă, împreună cu voi doi. Ce să nu meargă, dar ce ți se pare? Sau, uite, te duci tu la muncă și stau eu acasă cu Rodica, cum vine? Fi mai normal. Păi dar am mic împotrivă. Bine, cred. Mai luăm un respiro, ca așa ne plictisim amândoi unul de altul. Luăm un respiro stând cu altcineva de sex opus. Păi nu, că eu stau acasă, la birou, muncesc. Ce treaba am eu cu ea, cu curățenie ei și cu mâncarea ei? Da, dar când o vezi îmbrăcat așa? Nici nu mă uit la ea. Serios? Serios. Te-am observat cum îți fugeau ochii. Eu am adus-o în casă pentru a ajuta. Nu se și-o facă amantă. Asta e ideea. Le face ea și pe aia dă vina pe mine. Să-și asume dacă tot le face. Băi, te-a apucat gelozia pe bune. Ce ai? Tu ai adus-o în casă. Nu i-am adus-o, nu eu singură. De aia n-o forța. Tu ai adus-o, tu ai hotărât și numele tău și numele meu. Da, sigur. Da? Acum dai vina pe mine. Nu, pe tu ești singura vinovată care adus-o în casă, n-am adus-o eu. Hoțului de hoț e frică. Păi dar ce am făcut să-mi fie frică? Tu ai început să insinuezi niște lucruri și o spun că nu este adevărat. Da, pentru că te simți vinovat. Cu absolut nimic nu mă simt vinovat. Sunt sigură. Ai chef de ceartă și te-ai apucat de mine aiurea. Să plec pentru masă. Dea simte că soțul ei este schimbat și pune totul pe seama Rodicăi, pe care devine tot mai geloasă. Dar cum Grig o consideră vinovată pe soția lui pentru prezența tinerei ucrainiene în casa lui, își continuă în secret aventura. Doar că lucrurile nu pot rămâne așa. Dea își dă seama că decizia de a o găzdui pe Rodica se întoarce împotriva ei. Bă, fată, eu nu mai pot. Cred că mi-am făcut rău cu mâna mea. Păi de ce, iubita? Ce s-a întâmplat? Știi, refugiata aia pe care am adus-o atunci? Mai nu știu, parcă nu mai e fata aceea necăjită, simplă. Păi cum s-a schimbat? În ce sens s-a schimbat? În toate sensurile. Umblă dezgolită, cu dulcegării, zici că l-a agățat, nu la un om acasă. Păi nu toți ziceai că ți-ai luat menajeră, că ți-ai luat bonă, că ți-ai luat femeie care te ajută în casă, care face toate treburile. Acum ce s-a întâmplat? Ți-a luat ceva și a fugit? Era bine așa, dar uite că mie că o să ia inima lui bărbatul meu. Am zis să fac și o faptă bună, dar de fapt am greșit enorm când am făcut pasul acesta. Dacă eram în locul Andrei, sincer, stăteam în banca mea. Păi cum adică? Ai simțit ceva din partea lui Grig? Simt. Știi că el muncește de acasă acum. Așa. Mereu stă cu ea. Nu știu. Observ lucrurile astea când ea face de mâncare. El e foarte atent. Ce mâncare gustoasă. Rodica, vrei să-ți iau ceva? Rodica mănâncă mai mult. Rodica bea apă. Păi eu zic că exagerezi tu. Eu zic că e mai bine să te convingi și după să... Nu exagerez. N-am cu ce să exagerez. Sunt o femeie măritată care pentru prima dată în viața ei trăiește un coșmar. Măi, eu cred că te iubește prea mult și nu cred că te-ar înșela, sincer. Adică, nu știu, cred că... Asta sper și eu. Cel mai bine e să mergi acasă și să te convingi. Cum să ai încredere într-un bărbat? Eu una abia am încredere în mine. Crezi că s-a schimbat Grig? Adică simți ceva? E rece cu tine? În pat? În dormitor? Cum? Tot. În orice. Nu știu, parcă nu mai am bărbat, am un frate. Păi da, cred că, scuză-mă că spun, dar cred că e un pic și vina ta. Pentru că tu ai insistat să aduceți o fată în casă. A fost de comun acord ca să ajutăm o refugiată. Da, dar tu ai venit cu propunerea. Dacă știam că se va ajunge aici, îți dai seama că nu mai făceam pasul ăsta. Da, îmi pare rău să aud asta, sincer.
Păi dacă tot ai dubii, de ce nu te duci să-i controlezi, să-i surprinzi, să mergi acasă fără să anunți, să mergi mai devreme? Măi, sincer, ar fi o idee, dar... Uite, mai am 2 ore aici la muncă și nu vreau să-mi tai din orele, știi? Vreau și eu să-mi iau și eu concediul ăsta. Ți-am povestit. Da, păi lasă că te acopăr eu dacă vrei și poți să pleci liniștită. Ai fată, serios? Da. Nu pot sta cu mâinile în sân. Trebuie să iau atitudine înainte de a fi prea târziu. Nu știu, mă, e periculos. Adică, uite, mă acoper tu, dar sunt camere de supraveghere. Hai, lasă, fată, stai liniștită, că oricum după ora 2 știi că nu mai e nimeni care să te controleze, așa că o să pleci liniștită. Măi, hai, mă pot baza pe tine? Sigur, sigur, sigur. Îți mulțumesc. Hai că mă pregătesc. Vorbim și îți mulțumesc foarte mult și tu ai grijă. Te pup. Ai grijă, pa. Viața liniștită și fără probleme a Deei s-a transformat într-un coșmar dominat de obsesia că soțul ei ar putea fi atras de Rodica. Din păcate, ce se întâmplă între frumoasa ucraineancă și Grig a depășit stadiul de simplă atracție. Apropierea celor doi implică deja sentimente. Ești demențială, Rodica. Și când te gândești împotrivă să vii aici? Da, era pierderea ta, eu ți-am zis. Te-ai lăsat cam greu, așa-i? Să zicem, dar nu regret absolut nimic. Mă bucur că ai apărut în viața mea, mi-ai schimbat sentimentele complet. Nu mă așteptam la asta. Asta spui și tu acum, dar ești căsătorit? Pe mine o să mă lași, că doar nu o să-ți lasă soția niciodată pentru mine? Niciodată n-am să te lăs, promit că n-am să te lăs niciodată să mai pleci din casa asta. O să fim tot timpul împreună. Nu mint pe Rodica. Chiar aș face orice pentru ea. Nu pot să cred așa ceva. Îți doar vorbe, tot zic asta. O să-ți demonstrezi și ai să vezi că tu m-ai făcut cea mai fericită om de fața pământului. N-am mai simțit asta de foarte mult timp. Și stai cu mine? Doar cu tine. Rezolvi situația cu soția ta? Da, îți promit că o să rezolv totul încât să fim doar noi doi. Nu mă lași, nu? Niciodată nu te-aș lăsa. Da, bine, păi să ai grijă de mine. N-am cum să merg. Rodica m-a dat refresh. Parte cam tot ce-mi doresc eu. Ce s-a auzit? Am zis să pleci? N-am făcut nimic aia, de ce o dai afară? Unde să se ducă? Atunci nu are unde cine a făcut? Greg, cine a făcut dacă ea n-a făcut nimic? Nimeni n-a făcut nimica. Greg, te dai cocoș ca să o protejezi afară din casă și tu. În momentul ăsta nu mai îmi pasă de absolut deloc. Chiar vreau să o iau de la început cu Rodica. Am zis să pleci. Pleacă. Pleacă înainte! Bun, dacă ea pleacă și eu plec. Pleacă! Hai, du-te și tu, hai! Hai amândoi, hai, hai Greg, plec, hai, du-te frumos, du-te, du-te să nu te mai vadă în viața mea, mă!
voi, nu, nu mai pot! Sper că am făcut alegerea corectă. În definitiv, nu prea știu multe despre Rodica. Iubitul meu s-a ținut de promisiune, deci am câștigat. Acum e timpul să încasez. Surprinzător cât de ușor a renunțat Grig la familia lui. Cum el și Rodica au fost dați afară din casă, primul pas pe care l-au făcut cei doi amorezi a fost să-și găsească un apartament în care să locuiască. Nu mi-e teamă să iau de la zero. Cum am construit cu Dea, o pot face din nou cu Rodica. Oare să fie dispusă Rodica să lupte alături de Grig pentru un nou început? Greu de anticipat. Știu că nu e vila de unde am plecat. Momentan vom sta în apartamentul mamei mele. Da, e ok, e drăguț. Da. E drăguț, arată bine, așa, place. Dar stai liniștită că eu o să-ți ofer, o să muncesc și o să-ți ofer tot ce e mai bun. Mulțumesc. Și eu o să am grijă de tine. Voi încerca cât de mult posibil. Pentru că simt că ești ceea ce trebuie pentru mine. Aceeași sentiment l-am și eu. Și de aceea am părăsit, mi-am lăsat familia, pentru că am văzut în tine ce nu am văzut în nimeni. Sper să nu-ți pară rău. Nici o secundă. Să nu-ți plângi soția. Niciodată, niciodată. Dacă am ales să plec cu tine, cu tine voi rămâne tot timpul. La bine și la greu, nu? Tot timpul. Asta înseamnă tot timpul. Da. Vom fi împreună. Greg este al meu acum. Și tot ce este mai important este că tot ce e al lui va fi al meu. Nu e luxul de acasă, dar momentan e de ajuns. Voi fi alături de tine și voi încerca să te susțin cât de mult posibil. Chiar dacă încă sunt străină, nu cunosc țara, nu cunosc orașul, dar lângă tine le voi experimenta pe toate. Atâta timp cât este iubire între noi doi, va fi și înțelegere, va fi și respect și promit că o să îți fac o viață demnă de tine. Mulțumesc și eu. Nu cred că pot să-ți mulțumesc suficient pentru tot ce mi-oferi. Dar ce pot face eu e să te iubesc și să te sprijin în tot ce vrei să faci. Atât am nevoie. În restul tot este pe seama mea. Fără să mai privească în urmă, Grig își începe viața de la zero alături de Rodica. El se simte liber și încrezător într-un viitor fericit alături de femeia de care este îndrăgostit, deși nu cunoaște mai nimic despre ea și trecutul ei. Șocat de schimbarea radicală din viața lui, Grig este Vali, care nu vede cu ochi buni noua relație a colegului și prietenului său. Iartă-mă că te-am pus pe drumuri, dar n-am vrut să vorbesc de față cu toată lumea la firmă. Nu-i frumos, dar eu cred că ai făcut o foarte mare greșeală în legătură cu Dea și cu... și cu... Băi, Vali, hai să-ți spun adevărul. M-am îndrăgostit. Băi, nu te contrazic, dar te contrazic. Eu zic că ai dat de ceva nou și ți se pare ție wow. Ai înțeles? Și zici că e îndrăgostea, dar crede-mă că va veni momentul când o să zici, bă... Mi-a dat viața peste cap. O iubesc mult, îmi știu sentimentele, am gândit și de aia s-a ajuns aici unde am ajuns. Păi tata, tocmai asta zic, că este o persoană pe care o cunoști decât de câteva săptămâni și nu cred că e ok, adică... Doamne, iartă-mă, cu de aia e ceva timp împreună, adică... Da, da. Cu ceva împreună, nu poți să zici că nu te-a atras cu tine sau că nu... Nu e vorba de asta, dar am pus în balanță ce s-a întâmplat între noi doi în ultimul timp. Și mi-a oferit mai mult. Deci aveam eu nevoie, atenție, dragoste. Păi poate... Eu m-am săturat de figurile lui Dea. Bă, nu zice nimeni că nu suntem perfecți, ai înțeles? Nu suntem perfecți, n-ai cum să fii perfect. Și până la urma urmei, e vina ei, că i-a adus-o. Greg încearcă să se scoată, dar cam este vina lui că s-a ajuns aici. Am fost conștient de la început în ce mă voi băga și că Dea nu mă va ierta niciodată. Da, mă, dar nu ți-a băgat-o și în pat. Adică hai să fii, băi, nu țin cu ea, ca să ne înțelegem la început, nu țin cu ea. Dar nu... Hai să fim oameni acum, că nu ți-a băgat-o în pat. S-a adus-o în casă, nu ți-a băgat-o în pat. Odată ce a adus-o în casă, a băgat-o și în pat. Obligă forțat. Păi poate că asta ai gândit-o sau asta ai vrut un pat... Na, pe parcursul cederiei acolo. Eu n-am fost de acord de la început. Dacă nu aducea, nu se ajunge aici. Eram foarte bine cum eram.
Da, măcar să stai de vorbă cu ea, las-o să se calmeze, na, că îți dai seama că nici nu-i convine ce se întâmplă. Las-o să se calmeze și stai de vorbă, poate cine știe, există vreo șansă să, na, te ierte, să vă împăcați. Poate a văzut și ea greșelile ei, nu o să le mai facă. Că bănuiesc că ai zis și tu, da, multe. Am vorbit, are rost să mai discutăm, o să se calmeze pe parcurs și o să vedem ce o va fi. Dar momentan, pentru sentimentele mele pe care le simt în momentul de față, am să lupt. Băi, da, faci cum crezi tu, dar eu zic să te mai gândești. Pentru că totuși, una e să ai o relație de atâta timp și știi care sunt defectele care le poți îndrepta sau nu la acea persoană, ci să iei una nouă care poate să fie de fațadă. Nu poți da o căzicie pe o aventură. Și sincer, nu-l văd bine deloc pe Grig. Băi, Vali, trebuie să mă înțelegi că ești bărbat. Amândoi știm. Când îți vine o femeie în casă și mai ales așa, păi, hai să nu... Și tu ai fost în situația mea. Da, și eu am fost, dar hai să nu sărim calul cu așa, că nu e... Asta a fost, asta s-a întâmplat. N-avem ce să facem. Da. Cu inima nu te poți juca. Da, eu ți-am zis. Eu, din punctul meu de vedere, te știu și pe tine și pe de aia și zic că ar fi normal să stați un pic de vorbă, să vedeți, băi, uite, da, am făcut chestia asta, de ce? Pentru că uite tu ce-mi faci, mă zici aia, nu te porți cu mine cum te porți. Nu știu, aș vrea altceva de la tine, adică să-i dai niște chestii care băi, să Vali, au fost discuții peste discuții și tot acolo, pentru că am lăsat eu de la mine foarte mult de-a mers de relația noastră. Da, frate, te înțeleg că ai lăsat de la tine, că și eu da, sunt bărbat și eu am avut relație și știu ce înseamnă, și dar... Și atunci despre ce mai discutăm? Aia a fost, s-a întâmplat. Eu o fac vinovată și pe aia, că i-am spus de-a tăru să nu mergem, să aducem străini în casă, să ne... Bă, nu zic, e și greșeala ei, Doamne ferește, nu am zis că e greșeala ta, știi? Știi vorbea așa, greșeala ta e că... Da, da, știi vorbea așa, băga mortul singur în casă. Da, da, nu știu, eu de asta ți-am zis, am vrut să stau de vorbă cu tine separat, să nu zică lumea sau să nu interpreteze lumea că îți bag eu ție în cap sau că... Înțelegi? Alo? Cred că nu sunt bine deloc. De ce iubire, ce ai pățit? Nu sunt bine deloc. Am fost la medic și mi-a spus numai lucruri rele, te rog, am nevoie de tine. Păi tu unde? Tu unde ești? Ești acasă acum? Da, te aștept. Vino. Vino repede. Vin, dar ce s-a întâmplat mai exact? Ce s-a întâmplat? Ce ți-a zis? O să-ți povestesc când ne vedem. Nu pot să spun la telefon, nici mai poate grav. Atât de grav încât nu poți să-mi spui prin telefon? Da, nu, nu, nu pot să spun. Te aștept. Vino da, hai că vin acum. Da, da. Bine, bine, bine. Te pa, pa. Cine era, mă, de aia? Nu, mă, Rodica era. Nu știu ce a pățit. Plec. O să ajung cu ceva? Nu știu că ce a pățit. A zis că a fost la medic, a zis că are ceva foarte grav, n-am vrut să-mi spună. Mă duc să fac ce se întâmplă. Du-te, sper să nu aibă vreo boală, că asta mai-mi trebuie. Nu vreau să mă gândesc. Du-te și află, că nu vreau să știu. Nu vreau să știu. Hai, vezi ce faci. Ce-am pupat. Panicat de telefonul Rodicai, Grig pornește în grabă spre ea ca să vadă care este marea urgență. Eu ne-am spus de-a dat stata cina, de-aneg. O menea lubluit. Un bus de-al vise o dalie menea. Un băbrase geani o dalie menea. Da. Da. De-a lubluit, de-a. Nemagu, nemagu, încă ferite. Un brigal. Tânăra pare în regulă. Ceea ce ne intrigă însă este conversația ei telefonică. Ce faci, mă, iubita mea? Cum a fost? Ce ți-a Grig, sunt terminată. Hai să nu exagerăm, mă, iubita mea. Ce se poate întâmpla? O să mor. Am cancer. Exact de asta aveam nevoie. După ce că sunt cu divorțul, am mai dat și necazul peste mine. Grig e ușor de manipulat. Și sunt sigură că va face tot ce-i cer. Nu, nu, nu pot să cred. Trebuie să mergem și în altă parte, să luăm și alte variante. Nu, am fost deja la 3 medici. Toți 3 mi-au spus același lucru. Nu mai suport să aud din nou asta. Și sigur nu există nicio altă variantă? Ce putem să facem? E chiar atât de avansată boala? Există tratament, doar că este
extrem, extrem de scump. Nu aș avea cum să fac rost de banii ăștia. Nu e problemă de bani. Am ceva pus deoparte și o să o rezolvăm. Cât de scump poate să fie? Am vreo 5.000 de euro pus deoparte și... Nu ajunge. 5.000 de euro cu ei putem să ne descurcăm doar pentru cazare, atât. E 35.000 de euro. Oricum. Este extrem de mult. Nu avem ce să facem. Liniștește că variantă de ieșit din această... De unde? Nu. De unde să facem noi rost de banii ăștia? Dacă nu am murit în Ucraina de bombe, o să moră aici, în România. Nu, te rog, stai liniștită și ai încredere în mine că totul se va rezolva. Vom vedea ce vom face împreună și o să trecem cu bine peste această etapă. Toate sunt făcute cu un rost. Încerc să o încurajez pe Rodica. Dar cu boala asta nu te joci. Știam că e sensibil în fața morții. Și e sensibil când se gândește că va rămâne singură. Cum? Cum să ne descurcăm? Ce facem? De unde faci tu rost de banii ăștia? O să amanetez tot ce am de valoare. O să văd, o să mă descurc, o să mă împrumut dacă este nevoie. Și o să fac totul pentru tine. Ai face tu asta pentru mine? Da, mai ales în momentul în care de-abia ce te-am găsit, n-am cum să te pierd atât de repede. Ești îngerul meu păzitor, m-ai salvat odată, mă salvezi și acum. Dar să știi că trebuie să grăbim situația, pentru că boala este destul de avansată. Și cu cât trece mai mult timp, cu atât... fapte. Cred că Grig se va ține de cuvânt. De unde se iau 30.000 de euro? Nimeni nu mi-a dat atât de repede. O să-ți fiu recunoscătoare toată viața. Stai liniștită. Ești marea mea salvare. Nu știu cât noroc pot să am să te am în viața mea, măcar pe acest capitol. Totul va fi așa cum va trebui să fie. Am promis că nu-ți dau drumul la mână. N-am să-ți dau. Nici eu ți-am. Din momentul în care Grig a aflat cumplita veste, teama de a o pierde pe Rodica a devenit marele lui coșmar, de unde și prioritatea de a face rost de banii necesari pentru a-și salva iubita, fără să mai dea importanța cuvenită serviciului de care are acum nevoie mai mult ca niciodată. Dar totul până într-o zi. Da? Așa, m-a chemat? Grig. Nu doar că te-am chemat, te așteptam. Ia loc. Ce s-a întâmplat? Grig, n-aș fi vrut chiar să spun ce s-a întâmplat în această situație sau n-aș fi vrut să ne aflăm vreodată în acest moment, dar lucrurile nu sunt chiar cum așteptam. Vezi tu, toată activitatea și tot ceea ce am încercat să creez aici, climat profesional pentru noi toți, nimeni mai superior, nimeni mai inferior. Toată lumea, o familie. Bun. Overall, ca să ți-o spun pe față, nu sunt mulțumit de rezultatele pe care le aduci companiei. Înțeleg. Am avut niște probleme familiare și din cauza asta mai întârziat, dar eu treaba mi-am făcut-o. Grig, și eu îmi fac în acest moment treaba, spunându-ți că nu sunt mulțumit. Am închis de multe ori ochii pentru Grig. În speranța că își va reveni, dar se pare că este incorigibil. Când vine un necaz, nu vine niciodată singur. Uite cum se complică viața mea. Dragule, nu sunt mulțumit. Mai mult decât atât, toate celelalte, per total, lucruri din partea ta, în sensul că familie, și eu am familie,
Dar aici este muncă. Hai să ne imaginăm că eu sunt comandantul unei aeronave și tu first officer, primul ofițer. Și trebuie să băgăm în manșa aia, în motoarele alea să decolăm, dar mie mi-a crescut o unghie în plus în dreapta, ție ți-a lipit ceva de nara stângă, ce-o fi fost aia, în fine, și nu putem decola avionul, să fim serioși. Aici este un business, ok? Da, eu înțeleg, dar a fost doar o mică perioadă acum, trec niște probleme și de aceea, dar în rest eu zic că mi-am făcut treaba foarte bine. Treaba foarte bine apreciez eu, dacă ai făcut. Într-adevăr, au fost momente foarte bune din partea ta, pentru care îți mulțumesc, dar astăzi nu este ce trebuie. Motiv pentru care, Grig, mi-este greu, dar nu mai am nevoie de serviciile tale. Dar nu puteți să-mi faceți asta. Nu aveți cum să mă lăsați fără un job. Am atâtea rate de făcut, Rodica este bonlavă, am ratele foarte mari, am făcut 2 credite. Chiar nu puteți să mă lăsați fără job. Nu ți-o fac eu. Tu ți-ai făcut-o. Eu înțeleg, dar o să remediez, o să încerc să muncesc extra, să pot să dau randament, să ajung unde trebuie. Dar vă rog, vă implor, nu mă dați afară. Nu este vorba de tine. Este vorba de întreg mecanismul. Noi cu toții suntem interdependenți. Astfel creăm un mecanism. Dacă o piesă nu merge cum trebuie, se va strica tot acest banchet și, de altfel, buchet. Pentru că am încercat să-l fac un buchet, să fim cu toții înfloritori. Asta este. Trebuie să te arunc nu din cuib, trebuie să te dau la o parte din stol. Eu sunt vârful, nu te-ai ținut după mine, asta e viața. Dar vă garantez că o să fie totul altfel, vă rog. Grig, mi-e teamă că discuția a luat sfârșit. Trebuie să te împachetezi. Îmi pare nespus de rău. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple aici. Dacă ești productiv și îți faci treaba, rămâi. Altfel, ștergi punte. Oare asta să fie prețul pe care îl plătesc pentru că am înșelat-o pe Dea? Cumva Dea mi-a făcut acest minunat serviciu? Te rog, nu amesteca familia cu business-ul și așa, sub nicio formă. Dea e o fată la locul ei, își vede de felia ei și tu cu siguranță o vei face, dar nu aici. Ok, mulțumesc mult și o zi bună. Eu mulțumesc, Greg. Toate bune. Nefericită sincronizare, nici nu s-a uscat semnătura de pe creditul bancar făcut de Grig că a și fost concediat. Și asta nu e tot. Iubimii, я все закончила. Я очистила весь дом. Хочу уйти. Заборожь меня? Хорошо. Я люблю тебя. Odată văzută cu banii în mână, Rodica golește apartamentul, își termină de făcut bagajul și pleacă mișelește. Ne pare rău, Grig, dar ți s-a deschis cartea la canoane și ghinioanele par să se țină scai de tine. Iubita! Iubita! Greșeală a ajuns în cel mai greu moment al vieții lui. Spăsit, el a încercat să se întoarcă la familia lui, doar că Ernest va fi cel mulțumită căruia Dea va afla cumplitul adevăr, atât despre Grig, cât și despre Rodica. Grig, dar ție, cum ți s-a părut ca idee să faci ce ai făcut cu Rodica în propria casă? Adică
Nu te-ai gândit că e o idee proastă de la bun început să faci ce ai făcut în propria casă? Că e doar o chestiune de timp până când n-o să poți să te mai controlezi? Pentru că inițial reacția ta a fost de respingere totală vis-a-vis de prezența Rodicăi, nu? După care brusc, cum era de aia? Era ca un mic pudel soțul tău, nu? Adică una, două pe lângă Rodică. Nu te-ai gândit că e o idee proastă să faci asta în propria casă? Ba da, m-am gândit, dar ne-a luat valul pe amândoi. Bine, te ia valul odată, de două ori, de trei ori, se duc hormonii aia, după care trebuie să gândești nițel. Băi frate, stai un pic, eu am un copil în casa asta și nevastă mea poate veni la un moment dat aiurea că și-a uitat ceva, că s-a întâmplat ceva. Nu te-ai gândit la asta? Nu, nu m-am gândit și am crezut că lucrurile vor merge. Ai 35 de ani, nu ești elev de liceu ca să mă înșel pentru una mai frumoasă. Nu v-a povestit fiul dumneavoastră că și-a pierdut mințile după fătuca asta? Nu mi-a spus absolut nimic, eu am stat de vorbă cu el. Multe lucruri nu v-a spus domnul Grigore. Da, chiar foarte multe, eu nu știu nimic, atâta știu că am vorbit cu el. Și e de apreciat totuși că ai spus un adevăr, da? Pentru că până la urmă ție ți s-a părut că Rodica este mult mai frumoasă decât soția ta. Până la urmă, ok, e de apreciat asta. Dar cu restul minciunilor ce facem, Grig? Ce minciuni, mamă? Ce minciuni? Știi tu, toate minciunile. Adică ce tu ai un tupeu maxim, încerci acum să-i pui în cârca soției tale toată povestea asta. Pentru că ea s-a gândit să facă o faptă bună. Grig, ce ai făcut? Deci nu știu, adică în afară... Spune, mamă, ce ai mai făcut? N-ajunge că tu ai plecat și ne-ai lăsat baltă. Ce ai mai făcut pe lângă? Ce ai făcut, măi? Spune, vorbește! Ești sigur că te-ai certat cu Rodica și că te-ai gândit tu mai bine că ai o familie și un copil acasă, Grig? Ești tu ferm convins? Da. Ești ferm convins. Doamnă, aflați de la mine, vă rog frumos, că nici măcar nu o cheamă Rodica pe respectiva. Poftim? Auzi, Grig, știai? Și cum o cheamă? Cine este fata asta? Nu cred că este un motiv de bucurie nici pentru dumneavoastră, pentru că știți vorba aceea, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, da? Din păcate, doamnă, există pe lumea asta oameni care, în situații limită, că o fi cu tremur, că o fi pandemie, că o fi război, găsesc ei o portiță de a profita de pe urma naivității altora. Măcar ai încercat, știi, să, nu știu, așa, din complezență vis-a-vis de, hai să-i spunem, Rodica, da? Să verifici. Vreau să văd și eu niște poze cu familia ta, cu cei pe la voi, cu... Măcar ceva concret. Știți cum e? Omul bun e luat de prost. Bunătatea mea a dat dovadă. Nu, domnul Ernest, a mers orbește. S-a dus. Da, v-am pentru zis că e prietenă bună, că o cunoaște și ea, de unde să știu. Eu am venit direct și a venit aici direct și a instalat-o aici. Am venit și m-am certat cu băiatul meu și am zis, băi băiatule, tu ești bărbat sau ce ești? Cum poți să primești tu pe cineva străin în casa ta? Păi și v-a demonstrat că e bărbat. Și a zis că sunt bărbat. Păi cum ești tu bărbat? V-a demonstrat că e bărbat, adică... De autoritate în fața femeiei să-l cunu, că dacă de ea a zis, eu o iubesc, că nu știu ce... Și fapta lui nu vă demonstrează că este bărbat, pentru că el așa a zis, nu? Adică până la urmă e bărbat. E vina mea pentru că am crezut într-un om care părea în suferință. E vina mea că am vrut să fac un bine. E vina mea că mereu am fost o fraieră. Exact, exact. Paradoxal, nu mai vina ta. Dacă l-ascultai pe soțul tău, nu s-ar fi ajuns aici, dar din păcate nu l-ai ascultat. Dar nu asta e problema. Pentru că avem nevoie de oameni ca tine, Dea. Oameni cu un suflet mare, oameni empatici, oameni care vor să ajute. Dar nu fi atât de naivă, pentru că, îți repet, există și oameni care vor profita de pe urma naivității tale. Iar Grig a învățat chestia asta pe propria piele, nu-i așa? Dar noi aveam o relație bazată pe încredere atâția ani, de unde era să știu eu? Sau dacă eu n-am analizat-o pe fata asta, de ce n-am făcut el să-i păi verifice actele? Păi nu ți-a spus soțul tău mai devreme că a fost orbit de frumusețea ei? Nu trebuia să fie orbit, că și eu am fost frumoasă că mi-ai luat. Că ai băgat și în casă un fotomodel? Dar crede-mă, Grig a învățat lecția asta cu încrederea pe propria piele. Uite-te la el și întreabă-l. Ce-a fost el în stare să facă pentru frumoasa ucraineană? Zi odată ce vrea să zic omul ăsta, ce ai făcut? Ce am făcut? Mi-am lăsat familie, mi-am lăsat copilul, mi-am pierdut jobul. Ce se putea întâmpla mai mult de atâta? Nu, cred că e altceva. Ce să fie altceva? N-am făcut altceva absolut nimic. Jură-te că n-ai făcut altceva. Nu am făcut absolut nimic. Ce am făcut? Mi-am lăsat familia, copilul, traiul și tot. Domnul Ernest. Ai învățat nici până acum că e o idee proastă să minți? A, deci e altceva. N-aș vrea să cred că te-ai întors pentru că ai rămas fără job. Grig, te și rog și mai frumos. Știi tu ce? Spune adevărul. Ăsta e tot adevărul pe care îl am. Deci nu mai pot. Nu mai pot.
Greg, dacă îți mai dorești familia asta, dacă vrei să te iert, te rog frumos, spune și mie adevărul că nu mai pot, m-ai omorât. Măi, înțelege că nu este nimic altceva, doar ce ți-am spus eu. Măi, atât. Copile, te rog frumos să spui adevărul, ce spunea omul ăsta, ce vrea să ne spună, ce vrea ceva? Greg, de ce ți-a ascuns privirea? Cum adică? Dar nu mi-a ascuns privirea, ăsta e singurul adevăr pe care vi l-am spus. De ce nu înțeleg? Eu am adus-o aici. Pentru că tu refuzi să spui adevărul, da? Hai să-i spunem în continuare Rodica e Rodica, deși nu așa o cheamă. Dar știi foarte bine care a fost înțelegerea noastră, deci te rog frumos să încerci să te conformezi, da? Pentru ce mi-ai adus-o aici? Grig, era 23:59, acum este la 12 fix, da? Ultimul ceas, ultima șansă. Spune-i, te rog, Andrei, adevărul. Grig... Realizez că va afla totul, dar realizez că dinamitez orice șansă să mai fi primit în această familie. Deci eu chiar nu mai rezist. Eu nu înțeleg pentru ce mi-ai adus-o aici. Ce să mai facă ea aici? Am vreo 30.000 de motive, Grig. 30.000 de motive. Îți spune ceva cifra asta, Grig? Eu zi. Grig, te rog frumos, pentru Laura, zi-mi adevărul că nu mai pot. Te rog frumos, să nebunesc. Wow, bărbatul din el. Hai să o întrebăm pe Rodica. Care-i povestea Rodica cu cei 30.000 de euro? 35.000. Adică? Da, 35.000 de fapt, dar 5.000 erau din economiile familiei. 30.000 sunt bani pe care scumpul tău soț, Andreea, i-a luat de la bancă în formă de credit. Asta înainte să-și piardă jobul. Hai de mine. Nu te bucuri să mă vezi, Grig? Da, nu mai poate, nu mai poate. Ție nu ți-e rușine așa puțin? Atât nu ți-e așa puțin rușine că ai desfăcut? Fata asta a venit să te ia, că n-aveai unde să stai, a fost milă de tine și tu ce ai făcut? Ți-ai bătut joc de ei? De familia lor? Nu mi-am bătut joc. Nu te-ai gândit că vă face să credeți? Le-ai luat și casa. Ce vă face să credeți că nu are unde să stea? V-am spus, nu este din Ucraina, e bine mersi din România, de pe lângă Suceava. Dar de unde? Ia uzi. Suceava? Da, Ernest e o mare excroacă, pușcăria o să mănânce. Da? O să-mi fut de pușcăria fata asta. Cum ai putut să mă prostești? Pușcăria o să mănânce. Nu ți-a fost rușine măcar de mine, de Laura? Mie să-mi fie rușine. Ce rușine? Tu nu te uiți la fața ei? Vezi? Care nu te uiți ce fața are? De fața asta s-a îndrăgostit băiatul dumneavoastră. De fața asta s-a îndrăgostit că ai fost scoată și ești scoată. Eu? De-aia, da. Că ești scoată, de-aia. Dar tu n-ai suflet în tine. Eu cred că toți dintre noi, într-o anumită... Da. Într-o anumită măsură, toți dintre noi suntem mai buni sau mai puțin buni. Și mie, te rog frumos, da? Pentru că, ok, asta a fost înțelegerea, da? Adică nu-ți spun adevăratul tău nume. Câți, ca și Grig, au fost numai în ultimul an? Au fost ceva. Ceva? Un număr. Și ce au în comun bărbații ca Grig? Sunt fraier. Ușor de manipulat. Da. Așa? Se îndrăgostesc. Sunt foarte așa. Repede, proști, și ne-ai luat... Da. Căsătoriți, nu? Cu copii, familie. Dragule, eu nu ți-am luat, tu mi-ai oferit, drept cadou. Ia uzi. Drept cadou? Mai minci că ești bolnavă. Păi și ce? Că ai cancer. Păi și ce? De unde știi că nu sunt bolnavă? Până la urmă, toți dintre dar noi... Dar ai fost cu ea la domnule. Există vreunul dintre noi care este sănătos, tu, până la urmă chiar poți așa verifica faptul că nu are vreo afecțiune? Până la urmă poți proba faptul că femeia asta ți-a luat cu forța? Grig, unde ți-a fost mintea? Te-am fost orbit de ea. Grig! Wow. Mi-a luat mințile și când mi-a spus că a fost la trei doctori și... La trei doctori. Dar ai fost cu ea ca să vezi? Ai văzut vreo analiză? Dar eu că am depresie, că m-ai băgat în depresie, asta nu contează, nu? Da, eu înțeleg, dar fiind orbit de ea și la cât de disperat am văzut-o, îți dai seama că am făcut tot dar posibil. Dar tu nu aveai o viață intimă alături de soția ta deloc? Pentru că, pe bune, zici că vorbești de orbirea aia, știu eu la ce te gândești tu. Nu aveai deloc o intimitate? Se deteriorase un pic. Și nu puteai să repar? Pentru că ea a fost cu Ucraina. Cu războiul, asta era obosită, era tot de ce nu m-ai dus la un psiholog? Pe cine? Pe mine. Pe tine? Da. Ți-am spus de tot să te duci. Să mă duc singură, dar să vii tu cu mine, să mă duci cu forța. Să, să fii alături de mine, eu da? Să fii alături de mine.
Am fost alături de tine. Nu ai n-am fost. Făcut tot ce ai vrut. Nu ai fost alături de mine. Eu n-am fost alături de tine. Nu. Și am făcut tot ce mi-ai spus tu. Și ca drept urmare, uite ce am făcut. Dacă mă iubeai cu adevărat, mă luai de mânuță, mă duceai la un psiholog, făceam și eu psihoterapie și îmi reveneam. E inutil să o întrebăm acum pe Rodica dacă nu este rușine, dacă nu s-a gândit la copilul vostru, dacă nu s-a gândit la voi, pentru că evident nu s-a gândit, da? Pentru că ea asta face, gândit, cu asta se ocupă, da? Se ocupă. Găsește oportunități precum Grigore, care s-a gândit că e bărbat și că ar fi mișto să-și înșele soția în propria casă. Nu, eu nu te mai iert. Divorțăm și punct. Nu, nu se poate. Pentru fiica ta ce ai făcut? N-ai făcut nimic și pentru o străină ai făcut atâtea. De ea, dragă, ar trebui să mulțumești că ți-am deschis ochii. Aolo, hai că i-ai pus capac. Să vezi ce fel de bărbat ai lângă tine. Hai că i-ai pus capac, da. Să-ți mulțumească de ce? Că i-a făcut împrumut, că iei casa, că i-ai luat bărbatul, de aia să-ți mulțumească. Doamne, haideți să ne înțelegem, da? Poți să-l înțeleg într-o oarecare măsură pe fiul dumneavoastră, da? Îți ia Dumnezeu mințile. Totuși să ajungi. Faci un împrumut de 30.000 de euro, că afli tu brusc într-o zi că știu, iubita că... ta are o boală cred gravă. Cred că s-a tâmpit de tot la cap, nu știu ce să mai zic. Ce să facem împreună, mă? Că tot timpul ai luat tu deciziile? Când îți spuneam, bă, nu e ok să facem așa, cum ți-am spus și cu ea, băi, nu e ok să o luăm. Nu, tot timpul a fost, tu ai spus ultimul cuvânt în relația noastră. Dă-i banii înapoi, dă-i bijuteriile, are un copil, măcar ai un pic de suflet, dar și te gândești la situația asta. E tânăr, e sănătos. E tocmai că e tânăr și tu ești tânără. Și poate să muncească. Și poți să șmecherești, dar măcar șmecherești pe altul care are mai mult. Și acum ce încerci să faci? Te victimizezi când tu ai adus-o aici? Greg, știi care-i faza? Dacă tu nu luai țeapa asta de la fata asta, tu încă stăteai cu ea. Doamnă dragă, până la urmă, dacă fiul dumneavoastră o iubea pe acea fată, nimic din ce s-a întâmplat nu se mai întâmpla. Datorită ție s-a întâmplat. Ai iubit-o enorm și orbește. Băi, nici nu-mi vine să cred că ești băiatul meu. Te-am învățat până te-am prostit. Nici nu-mi vine să cred că ai putut să faci asemenea tâmpenie. Dar, Greg, tu de ce ai revenit la mine? Ce vrei să te iert? Adică să ne reîmpăcăm sau ui totul? Sau să-ți plătesc creditul și... Pentru copilul meu am vrut să mă întorc înapoi. A, pentru copil. Da. Dar de ce n-ai rămas pentru copil? Și cum împrumutul ăsta ce faci tu acum? Cum a reușit? Eu de că tu mă turbez eu și nu o să-ți mai vezi copilul. Cum e? Mergem prin judecăți, prin ce vrei tu. Și ce ai făcut? Ai făcut împrumutul și ai dat banii ei? Da. Numerar, doamnă, în mână. Fetițo, a doua zi, scos banii. A doua dacă zi, nu fiul dumneavoastră... Banii, scos banii. Dar ce-ai făcut cu banii, draga mea? Ce-ai făcut cu banii? Dar ce mă interesează? Nu o să te las. Cum să nu mă interesezi? Nu o să te las. Uite-te încoa la mine. Nu o să te las. Și ce puteți face? Singurele momente în care... O secundă, dar să ne înțelegem. Singurele momente în care totuși voi ați auzit-o pe Rodica vorbind într-o limbă străină au fost rare, da? Dar aia nici măcar nu era limba ucraineană, dar era rusă, pentru că iubitul ei este rus, da? Ca să știți asta. Banii, dacă te întrebi... Și iubit! Și de ce banii, dacă te întrebi, au ajuns la el. Am înțeles. Ai înțeles. Bun asta. Foarte iar clar. Legat de povestea cu pușcăria, nu știu ce să spun, doamnă, pentru că, da, într-adevăr, este o înșelătorie. Ne ducem și facem, da? Păi exact. Dar, din păcate, în instanță contează ceea ce poți dovedi, ceea ce poți demonstra, iar faptele sunt următoarele. Fiul dumneavoastră s-a dus și pe persoană fizică, el a făcut un credit de nevoi personale. A ieșit cu banii aia din bancă. Cine l-a văzut pe el dând banii aceia? Rodica. Spuneți-mi și mie, cum dovedește el că această Rodica, da? I-a luat banii și a plecat. Explicați-mi și mie. Păi tu iei dați-le în personal, așa n-a mai fost nimeni lângă tine, nu mai erai cu nimeni. Nu, doamnă, n-a făcut un proces verbal, vă gândiți? Că fiul dumneavoastră era orbit, cum spunea el, de... Eram orbit și i-a dat toți banii, mi-a dat un termen. Păi bine, mă, băiatule, la atâția bani, mă, nu te gândești, mă, că... Păi și ce vrei să fac? Nu ești mai orbit, dar te mă asta. Ce vrei să fac? Niciodată n-ai făcut mai un cadou să-mi faci, o floare, niciodată n-ai putut să fii orbit și cu mine, cu copilul tău. Cum ai putut cu păi și ce ai să faci tu de acum colo cu credit, cu plata asta să la bancă? Să mă angajez și să plătesc. Nu știu, mamă, ce să zic la momentul actual. Nu știi? Nu știu ce să zic. Merița cu două palme, mămico. Știi cum le meriți? Păi și Rodica-i, ai avea ce să-i reproșezi, Gric? Rodica-i? Mhm.
Ce să-i mai reproșez? Că mi-a luat 35.000 de euro? Ce să-i mai spun? Că a reușit să mă facă? Poți să o iei ca pe o lecție de viață. Păi nu mai vorbi cu mine, mă! Ia uite, să te înveți minte ca alătă viitoare să fii mai atent. Are tu pe ăsta. Voi doi chiar vă potriviți. Voi doi chiar vă potriviți că aveți atâta tupeu și răutate. Aici nu-i vorba de răutate. Din partea mea. Ba da. Am fost prostit, m-a prostit, m-a luat și aia a fost. Nu, nu e prostie, e răutate dacă îți lași copilul pentru o necunoscută. Dragă mea, ce faci cu bunătatea în lumea asta, a? Să ajung așa ca tine? Să fiu înșelată? Hmm? Nu, dar mai bine să fie scroacă ca tine. Dar cum de ți-a venit da, ideea asta, știi? Adică să profiți de drama unor oameni, să pretinzi că ești din Ucraina ca să ajungi în casele unor oameni și să-i prăduiești pe ei. De fapt, schema e mult mai alambicată, da? Pentru că nu este ca și când i-a furat direct ceva, pentru că nu este la modul ăsta de bleagă, da? Până la urmă, tu tot ce ai dat, i-ai dat de bunăvoie. Da, foarte deșteapt. De dragoste. Eram turbat după ea. Nu m-ar fi durut așa de tare dacă i-am furat banii ăștia din casă, dar să-mi lase bărbatul, să-mi lase și mie familia. Și dacă nu era ea, poate era alta ca până mine. La urmă, că-ți place, că nu-ți place, în ceea ce spune Rodica, e un sâmbure de adevăr. Dacă toate erau bune și frumoase între tine și Grig, nu s-ar fi ajuns aici. Domnul Ernest, într-o relație ne ajutăm reciproc. Corect. El nu m-a ajutat. Corect. Ce să facem împreună, mă? Că tot timpul ai luat tu deciziile? Când îți spuneam, bă, nu e ok să facem așa, cum ți-am spus și cu ea, băi, nu e ok să o luăm. Tu nu. Tot timpul a fost, tu ai spus ultimul cuvânt în relația noastră. Și nu e normal să ajungă aici. Uite ce ai făcut. Bine, Grig, bun. Unde pleci, mă, acum? Păi stai să vorbim, stai, unde pleci? Da, eu nu cred că mai am ce să fac pe aici, nu? Nu mai ai ce să faci? Poate a mai rămas niște aur. Poate a mai rămas niște aur prin cutia de bijuterii de sus. Da, exact, să le dai banii înapoi. Pușculița Laurei, cred că a rămas intactă. Ia uite. Nu te... Și ai luat ce bine să faci, nu te complici cu mărunțișul. Iubire pe gratis se poate, așa? Draga mea, măcar nu le lași dator. Lasă-mă în pace, chiar nu mai vreau să vorbim. Nu avem ce să mai discutăm, gata. Băi, trebuie să vorbim. Nu se poate să rămână totul așa. Da, ai... Cum poți să mă faci pe mine în fața tuturor că... Adică aș fi urâtă dacă ea e mai frumoasă decât mine, nu? Că uite, că ea e mai frumoasă, că cum să nu mă uit eu la așa ceva? Nu e vorba de asta, e vorba că... Ai o femeie frumoasă în casă. Nu avea rost să o aduci pe ea în casă. Nu. Gândește-te că când tu ai soarele băgat-o în casă, nu te poți uita la o stea. Gândește-te că tu mi-ai băgat-o în pat. Tu ești singura vinovată. Eu am băgat? Da. Eu am aranjat patul matrimonial, eu am îmbrăcat-o așa frumos în lingerie. Eu nu am fost de acord să o aducem în casă și ți-am spus de 100 de ori, n-ai vrut să mă înțelegi. Cum ai putut spulbera visul nostru frumos de a îmbătrâni împreună, de a ne vedea fica crescând? Cum ai putut să faci asta pentru o ispită? Da, o ispită. Dar tu nu știi că ispitele nu durează? N-am știut. N-ai știut? N-am știut. Dă-i banii înapoi, dă-i bijuteriile, are un copil, măcar ai un pic de suflet și te gândești tânăr, la situația asta. E tânăr, e tocmai că e tânăr și tu ești tânără. Și poate să muncească. Și poți să-și mechere, dar măcar își mechere și pe altul care are mai mult. La pămpălăul ăsta de fimiu. Lăsați că se descurcă. Care e vai de capul lui. Are toată viața înainte. A muncit pentru banii ăștia de numai el știe pămpălăul. Și acum ți-a dat ție și tu ești tare satisfăcută ce ai făcut. Ești tare satisfăcută. Nu, din păcate există și genul acesta de oameni, da? Există și uite, nici nu știam că bine, există. Deci, printre noi. Chiar acum văd că există. Trăiesc bine, mersi printre până noi. Până nu trăiești momentele astea, nu-ți dai seama, nu știi cum e. Dar când le trăiești, îți vine să iei câmpi când vezi așa ceva. Nu-ți vine să crezi. Și acum ce încerci să faci? Te victimizezi când tu ai adus-o aici? Grig, știi care-i faza? Dacă tu nu luai țeapa asta de la fata asta, tu încă stăteai cu ea. Tu nu te reîntorceai la mine că v-ai conștientizat tu că ai familie, că ai copil. Ok, hai să încercăm să ștergem totul cu buretele. Tu nici măcar nu voie să-mi spui adevărul. Despre ce vorbim? Despre cum să te iert eu pe tine când tu mi-ai spus adevărul până a venit domnul Ernest? Adică eu trăiam nu într-o minciună, în mai multe minciuni. Adică toată căsnicia noastră a fost o minciună. Nu a fost o minciună. Până acum a fost o minciună? Ba da. Nu știu, singurul adevăr pe care l-am de la tine este Laura. Păi da, dar cum poți să-mi spui că până acum a fost o minciună? Toată perioada, când ai adus tu intrusul în casă. E prefăcut.
Eu? Cu ce să mă prefac? Nu, eu cred că fața ta adevărată a fost cea pe care ai arătat-o Rodicăi. Eu nu este adevărat. Eu n-am văzut. Tu ești singura vinovată, da, pentru că tu ai adus-o în casă. Nu, știi care e faza? Ok, am greșit, însă greșeala ta nu se poate compara cu greșeala Bun. Pe care... Da, ai greșit și tu, am greșit și eu, vine undeva la mijloc. Hai să încercăm să facem ceva pentru copilul nostru, pentru familia noastră. Poate putem să mai salvăm un pic. Hai să ne comparăm cumva greșelile. Bun, ok. Hai să lăsăm totul deoparte. Nu mă mai tot învârti. Lasă-mă să am și ultimul cuvânt de spus. Facem ceva pentru căsnicia asta? Da sau nu? Nu, Greg. Crede-mă. Nu se mai poate face nimic. Divorțăm. Și punct. Doamnă dragă, până la urmă, dacă fiul dumneavoastră o iubea pe acea fată, nimic din ce s-a întâmplat nu se mai întâmpla. Datorită ție s-a întâmplat. Ai iubit-o enorm și orbește. Nu, doamnă, greșit, da? Pentru că dacă fiul dumneavoastră nu era slab, nu s-ar fi întâmplat nimic din ceea ce s-a întâmplat, da? Băi, tu mie trebuie să-mi dai toți banii pe care ți-am dat. Ce bani? Banii pe care ți-am dat. 35.000 de euro plus tot aurul care l-am băgat la manetă. Păi... Tu ești conștientă ce mi-ai făcut? Ce? Cum adică ce? Eu cred că e perfect conștient, Grig. Din nou, să... Păi lucrează tu și adu-mi banii înapoi. Eu? Da, du-te tu la muncă, du-te cu iubitul tău la muncă. Păi fata tocmai asta a făcut, a lucrat, înțelegi? Da. Adică nu poți să-i bați o frază. Nu poți să... Păi ce, ăsta e un job? Nu, Grig, nu este un job, da, dar din păcate va fi extrem de greu ca tu să dovedești că ea te-a înșelat la modul elegant în care a făcut-o. Te dau în judecată și de ce n-ai făcut-o până acum, Grig? De ce n-ai făcut-o până acum? Ai preferat să vii, să te întorci în casa asta, să o minți pe nevastă ta, păi da, în loc da, să te duci la poliție? De ce n-ai făcut asta? Păi dar nu știam de unde să o găsesc, de unde să o iau. Și fapta nu era aceeași? Nu te duceai la poliție și completai un proces verbal? Da, uite, mie mi s-a întâmplat asta. Nu m-am gândit, că știam că nu mai am de unde să o iau. Unde a plecat? Păi și acum dacă plec? Că dacă am luat-o de la adăpost? Unde mă cea să zic? Adresă? Ceva? Fapta rămâne neschimbată. Uite, o ai aici, da? Ce faci în situația plec, dată? Eu dacă plec, plec acum. Păi n-ai cum să pleci, că eu sunt în momentul ăsta la poliție și, nu ai... și te dau. Și ea susține ce... altceva, da? Da? Ce poate să-mi facă mie poliția? Da, nu știu, găsesc eu, am martori. Bă, pe cine ai cu martori, Grig? Tu ai luat... Ne ai pe noi și atât. Băi, deci nu m-a interesat. Ce bani mai ai, mi-aduci înapoi, că ea să pot să mă depun în bancă. Sigur. Așteaptă că o să ți-i aduc. Păi ce ți-am greșit eu să merit eu să-mi faci mie asta? Cu ce ți-am greșit? Dragule, că te-am primit la mine în casă? Cu toate că n-am fost de acord? Dragule, iubirea nu mă lua cu dragule. Ok? Ți-a plăcut de mine? Bă, fată! Hei, hei, Grig, Grig! Calmează-te! Grig, totuși! Ia-o și mergem la poliție cu ea și dăm... Mergem la poliție cu ea. N-ai. O iei de mână și mergem cum împreună să nu-mi dai bani? La poliție. Nu prea funcționează așa, să o luați de mână, din păcate. Pentru că nu funcționează așa. De ce? Nu funcționează așa. Uite ce ai făcut. Uite ce ai făcut, că m-ai îmbolnăvit și pe mine. M-ai îmbolnăvit și pe mine. Am nenorocit pe viață. Da. Aveți toate șansele, dacă mergeți pe varianta o luăm de o aripioară cu japca, ca fata, să depună plângere pentru agresiune împotriva fiului dumneavoastră. Vă repet, contează ce puteți dovedi, demonstra, nu ceea ce știți, da? Iar fiul dumneavoastră nu poate dovedi că a fost înșelat la modul acesta. Pentru că nu poate. Măi, tântălăule, tu ai învățat ceva din toată povestea asta? Băi, băiatule, ți-a venit mintea la cap? Trezește-te! Trezește-te! Că ai un copil, ai rămas pe drumul și tu și nevastă ta. Și de-aia mai și divorțează de mine. Da? Foarte bine face, foarte bine face, că nu ești bărbat, exact cum ți-am zis că nu ești bărbat. Nu! Nu știi să-ți rânduiești viața, n-ai știut să-ți ții o familie, un cămin. Uite ce ai făcut! Prima femeie care ai întâlnit-o, gata, pentru tine parcă nu mai era o femeie. Dacă îi spuneai soției tale adevărul, da? Am insistat pe lângă tine, Grig, te-am rugat să faci asta, să nu minți. Da, mi-a fost frică să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Credeai că nu se va afla că ești în gaură cu 30.000, da? Adică ar fi fost frumos să o faci pe Dea să creadă că de fapt ea este de vină și cumva să ciupești banii până când ajungeai să te angajezi? Grig, nu așa funcționează o familie, nu cu minciuni, nu cum ai procedat tu. Nu ai cum să reușești așa, să ții nu o familie unită. Nu-mi dau seama cum a ajuns în situația asta, că nu era el așa. A fost orbit, doamnă, nu l-ați auzit? Nu știu, domnul, el l-a cum, orbit. Domnule, iertă-mă, cum să-l orbească în halul ăsta? Băi, nici nu-mi vine să cred că ești băiatul meu. Te-am învățat până te-am prostit. Nici nu-mi vine să cred că ai putut să faci asemenea tâmpenii.
Nu vreau să insist asupra Rodicăi cu prea multe comentarii, pentru că nu am cuvinte de laudă la adresa ei. Este clar că filonul uman îi lipsește cu desăvârșire și pentru faptele ei, mai devreme sau mai târziu, va plăti. Dar din păcate, ea nu este singura vinovată pentru dezastrul creat. Naivitatea a condus-o pe Dea la un divorț, iar Grig a rămas singur și va trebui să se confrunte cu consecințele propriilor greșeli. Mă întristează gândul că persoane de speța Laurei există și singura modalitate de a nu cădea în capcana unor astfel de excroci este vigilența, nici de cum dorința de a face bine. Ce fac eu? Eu aduc bani în casă și tot eu s-o scot pe asta mică afară. Totu' te faiți, mă! Hai că pe bune chiar încep să mă enervezi! Dar fii și tu bărbat! Nu poți să fii și tu bărbat? Încerc! Fac sau tu ești bărbat doar cu numele? Sunt bărbat și scrie sus că-s bărbat. Ce nu-ți mai convine? Păi, mi-am făcut așa niște... Niște mi-am făcut ce? Ordine în gânduri și nu prea ea bună. Mi-a dat o concluzie care s-ar putea să nu te avantajezi. Aoleu, el nu prea e sigur dacă își lasă familia pentru tine, că o să fie cu tine, așa că și se este... pare că trebuie să faci ceva. Și el este într-o relație și eu sunt într-o relație. Nici prin cap să nu-ți treacă, da? Să-ți faci altă relație. Vezi că nu se termină așa cum mine, ai înțeles? Știi că mereu te-am amenințat dacă se întâmplă ceva de genul.